Este o temă extraordinar de necesară tuturor, nu numai pentru tema de astăzi, adică noi am dedicat-o vouă tinerilor, tinerii în siguranță pe internet, dar ea este foarte importantă de la cei mici, că dumneavoastră știți că copiii abia s-au născut, dar deja tastează pe telefon și așa mai departe. Educația aceasta trebuie făcută de la mic la mare, pentru că toate că noi în internet ne găsim toate, ne rezolvăm toate soluțiile. Adică cineva își plătește facturile, cineva își caută o informație foarte importantă și toți au beneficii. Dar noi nu știm că după bine, tot binele, după bine urmează și rău, da? Adică este și un pericol în toate acestea. Deci, tema noastră ar fi așa mai popular, faza bună, treci primejdea rea. Trecem la tema noastră. Noi avem un plan, voi aveți toți în față planul temei de astăzi. Un pic de schimbări să facem, ce reușim să discutăm. Deci, la o masă rotundă, întotdeauna problemele vin, întrebările vin de la sine și nu mai reușim să le discutăm pe toate. Mai întâi să vă fac prezentările. Astăzi la noi îl avem ca invitat de onoare pe domnul Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltare a Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale. Auziți cineva de așa o instituție? Nu. A, uitați, prima noutate, vă aduc eu. Există așa o instituție în Republica Moldova care lucrează pentru cetățeni, inclusiv și pentru dumneavoastră. Abrevierea Institutului dumneavoastră, de dat, parcă spune siguranța pe internet. Astăzi avem la fel un astfel de onoare, profesor universitar, psiholog, doamna Angela Martinic-Cojocaru. Nu suntem rude, chiar dacă avem, cred că, valori comune de 5 minute de discuție. Noi sunt și președintea ONG Oportunitate, de fapt, acolo activitatea de bază și sunt foarte recunoscătoare că am fost invitată aici. Sper că vom reuși să vorbim, pornind de la necesitățile dumneavoastră. Eu sper că masa rotundă de astăzi nu va fi o întâlnire unde veți fi certați, așa pus în niște rame, dar veți auzi ce aveți dumneavoastră nevoie la vârsta dumneavoastră. Pentru că este o vârstă foarte complicată, dar și foarte interesantă. Și aveți nevoie cel mai mult de multă înțelegere și de multă susținere. Sper să vă reușim să oferim asta pentru dumneavoastră. Așa, și avem un oaspete de la Academie de Administrare Publică, Sergiu Cartea. Și de la un profesor de tehnologie informaționale, dar la Liceul Real. Sunt profesor al Liceului Mihai Mărânciuc, sunt profesor de informatică, vă spun încă o dată și eu cred că astăzi vom învăța corect să folosim internetul și cum a spus doamna anterior, pază bună, treci primejderea. Așa, invitații noștri, în special beneficiarii acestei misiuni rotunde, sunt elevii de la Liceul Iulia Hajdeu și câțiva cititori noștri iubiți. Așa, și nu în ultimul rând vreau să vă prezint pe doamna Livia Gămarț, directorul bibliotecii noastre. Colegii mei, Aliona Mihailov și doamna Livia. Mai avem un nostru. Prezint eu. Da, este specialist în administrare publică, Ana Anduzinski, și este absolventa colegiului din și specialist în relații cu publicul. Așa, deci un pic de schimbări au avut loc și fiindcă domnul profesor de la Mihai Mărânciuc, liceul. Da, astăzi vă prezint o prezentare, apariția internetului. Prima prezentare este așa. Cum a apărut, cum s-a dezvoltat și cum a evoluat internetul și părți? Rețeaua pe care o cunoaștem astăzi a evoluat în timp în rezultatul unui proces de schimbări și extindere de 40 de ani. Inițial era folosită în scopuri militare. După ce rețeaua a trecut în domeniul universitar, a fost folosită pentru colaborarea între universități, profesori și studenți, în special pentru... Stai, nu-mi pare rău, dar nu se vede toată informația. Pentru...
pentru schimbul rapid de informații. Cu timpul, foarte multe rețele regionale, universitare și comerciale și multe organizații s-au conectat la această rețea. Iar rezultat în prezent este internetul. Acest lucru se datorează activei interfețe grafice a browserilor binecunoscute ca Netscape sau Internet Explorer și a ușurinței de a folosi aceste unelte, fiind posibilă accesarea datelor multimedia din diverse formate prin intermediul legăturii VDV. Web-ul reprezintă o colecție imensă de documente la care orice utilizator conectat la internet are acces. Pentru a putea accesa o pagină, utilizatorul trebuie să știe cum se numește pagina, cum este localizată pagina, cum se face accesul la pagină. Soluția aleasă pentru rezolvarea acestei probleme este Uniform Resource Locator, adresa uniformă pentru localizarea resurselor, care reprezintă o adresă internet a unui document. Pentru a găsi o informație într-o carte, se consultă indexul cărții. Pentru a găsi o resursă web, trebuie să utilizăm adresa acestea. Browserele utilizează URL-urile pentru localizarea resurselor web. Darknet, internet întunecat, este un tip de rețea suprapusă ce face parte din rețeaua globală de internet și care poate fi accesată numai cu software specific, configurații sau autorizație, folosind de multe ori protocoale de comunicație și porturi non-standard. Termenul Darknet este deseori confundat cu Deep Web. În Darknet, site-urile și alte servicii online apar ascuns nefiind indexate de motoarele de căutare. Potrivit specialiștilor, 80% din informațiile care circulă online sunt ascunse. Căutărilor obișnuite și nu pot fi găsite prin Google. Majoritatea oamenilor, 4% din populație, folosesc decât accesarea site-urilor neautorizate. Iar 96% din populație se folosește de site-urile autorizate. Așa, cum s-a spus anterior, Vă mulțumim. Cum am vorbit că internetul este împărțit în două părți, este securizat și este nesecurizat. În cazul dat este nou reprezentat o schemă unde este reprezentat ca un iceberg, unde partea principală este securizată, translarea sau parcurgerea informației sau accesul la informații. În restul este o informație care este ascunsă și nu poate accesa nimeni, dar prin legăturile web, care noi le cunoaștem că de la oricare calculator, ele sunt accesate și sunt foarte periculoase. Așa, în continuare vreau să vă prezint, Andreea să-mi prezint nou, cum putem să ne apărăm și care sunt motoarele de căutare pentru a nu permite altor infracțiuni sau fraude. Așa. Deci, sfaturi și recomandări despre utilizarea în siguranță a internetului. Așa. Despre internet. Internetul este o vastă rețea de calculatoare care conectează între milioanele de rețele mai mici din întreaga lume. Dar rețeaua internet pot fi conectate toate tipurile de calculatoare. Toate calculatoarele conectate la internet pot fi informații. Această rețea uriașă de calculatoare nu este controlată de niciun guvern sau organizație. Nu are un administrator unic. Totuși, anumite rețele conectate la internet sunt controlate de anumite companii. Da. Sfaturi pentru utilizarea în siguranță a internetului. Utilizează motoare de căutare care nu colectează date. Google și-a creat deja o reputație nefastă cu privire la colectarea datelor despre utilizatori. Pentru anonimat complet online, folosește DuckDuckGo, singurul motor de căutare ce garantează siguranța utilizatorului împotriva colectării de date. Alte variante mai puțin înfricoșătoare decât Google sunt Bing și iXQuick.
Folosește un serviciu VPN. Cele mai multe servicii VPN de calitate nu sunt gratuite, dar îți oferă conexiune sigură la internet care prevede colectarea informațiilor despre tine de către site-urile vizitate, dar și de furnizorul de internet. Folosește parole complexe. Parole complexe, notate de hârtie, rămân cel mai bun mod de a-ți proteja conturile. Multe manageri de parole promit siguranță, dar pot avea probleme tehnice care le întrerup serviciul exact atunci când ai mai multă nevoie de ele. Folosește parole complexe și notează-ți-le pe o hârtie separată de numele de utilizator și de site. Protejează smartphone-ul. Dacă ai internet pe telefon și utilizezi mai multe conturi, securizează telefonul cu un cod de securitate. Introducerea lui de fiecare dată când deschizi ecranul este un efort, dar știi astfel că nimeni nu îți va accesa informațiile din telefon. Concluzii. Ai grijă de reputația ta. Înainte de a posta pe o rețea socială, gândește-te dacă ai vrea ca la acea informație să aibă acces toată lumea. Nu uita, internetul este un loc public. Protejează-ți computerul, instalează un antivirus bun și actualizează-ți regulat. Astfel, vei fi ferit de virus. Domnul profesor, o să ne vorbesc mai detaliat despre lucrurile acestea și cele mai importante. Bună ziua încă o dată. Eu mă numesc Igor Cojocaru. Mă simt și eu tânăr ca și dumneavoastră. Am și eu copii. Mai micuți un pic. O fetiță și un băiețel. Unul este de 10 ani și altul este de o lună și aproape 2 ani. Așa. Sunt în fața dumneavoastră, în primul rând, mulțumesc foarte mult, doamne, Cazăr, că m-a invitat și trecătoare, că a acceptat-o și să vin. Asta este cel mai mare cadou pentru mine în ziua de astăzi, când este solicitat ceea ce facem noi, nu contraplată, dar cu dragoste. Legătura de ce am venit eu aici, vă spun de ce se trage. Se trage de la copiii mei, de la fiica mea, care într-un moment când văzând că eu sunt un pic așa mai impulsiv, mi-a spus, zice, de ce te enervezi tare? Zic, uite, mă enervez că fac o persoană, nu procedează corect, nu are o atitudine. Și a zice, unde sunt ăștia? Uite, avem și noi vise în fiecare an, noi scriem ce am dorit să facem în acest an și ce, la nivel profesional, în familie, personal și altele. Și am și un vis, vreau ca copiii mei să trăiască în Republica Moldova, iar eu să nu ajung la situația și pensia mamei. Și evident că soția are și ea o pensie și spune copilul, îmi zice, dacă într-adevăr vrei așa, du-te, te rog, și învață pe cei care te enervezi, să schimbi comportamentul astfel încât eu pot să stau în Republica Moldova, deoarece eu nu voi putea să eu sunt totuși fetiț și nu voi putea rezista la atâtea probleme. Și am ajuns la Academia de Remisare Public și astăzi am înțeles de fapt aici este legătura. De fapt m-a adus aici să întâlnesc copilul meu care este pe mâinile pe băncile școlare. Iar problema care mă confund și eu acasă, lucrând în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, am înțeles că de fapt este un risc foarte mare, este o oportunitate mare, iar în celălalt capăt este și un risc. Să știți că atunci când este un bine, neapărat apare și un rău. El e mai mic, mai mare, e alt problem. Iar cuțit acasă aveți cineva dintre dumneavoastră? Aveți. Aveți un cuțit care taie cel mai bine. Așa. La ce vârstă v-a permis părinții dumneavoastră să utilizați acest cuțit? 10 ani. 5 ani. Așa. 10, 5. De fapt, unii specialiști spun că cam vârsta este 12 ani plus minus, în care copilul poate fi deja nesupravegheat să utilizeze aceste obiecte care pot aduce un prejudiciu. Păi, dragii mei, să vă spun că, de fapt, tehnologia informației și comunicațiilor este exact același cuțit în societatea informațională, în care părinții ar fi bine să nu le permită copiilor nesupravegheați până la vârsta de 12 ani plus minus să utilizeze tehnologiile mobile. Ce ar însemna?
până la 12 ani avem toți responsabilitatea să ghidăm, să ajutăm copiii ca să se învețe să taie foarte bine cu acest cuțit de foarte ascuțit care se numește tehnologie informațională și de comunicație. În diverse, că ăsta e un telefon mobil, că ăsta este un calculator, un iPad, iPhone. Uitați-vă un lucru. Noi suntem în societatea informațională, corect? Iar instrumentele ale societății informaționale care sunt? Cum crezi? Care sunt instrumentele societății informaționale? Internet. Alt. Ce aveți pe masă? Telefoane. iPhone, iPad, nu știu ce. Acum, eu m-am născut în epoca industrială. Știți care sunt instrumentele acelei etape de dezvoltare? Spuneți, sapa, tractorul, motorul, hârlețul. Aveți dreptate. Păi uitați, când eu eram mic, când părinții plecau la serviciu sau undeva la aveau din prășit, spuneau, ai sapă, am sapă, hai la prășit, ai hârleț, am hârleț, hai la săpat. Observați conexiunea. Ai sapă, ai hârleț, iPhone, iPad, este ceva comun. Numai că părinții noștri nu ne dăruiau la ziua de naștere o sapă, un hârleț. De ce? Spuneam, nu vreau să devii rob, vreau să mergi la învățătură. Iar acum unii părinți fac o greșeală majoră când, pentru a acoperi acea gaură neagră de a nu fi alături de copil, dăruiește un echipament în speranță se va ocupa cu ceva, bine că nu iese la furat sau bine că nu bate, nu strică încălțămintea, dar nu-și dă seama că de fapt poate puteți deveni o victimă fatală. Adică sunt din păcate și deja boli profesionale în domeniu, sunt foarte mari riscuri. De aceea să înțelegeți că eu sunt exact ca și dumneavoastră. Eu exact ca dumneavoastră folosesc internetul, atât acasă, la serviciu, atât cu copiii, atât și cu soția când discut. Dar, înainte de a întreprinde o activitate, mă gândesc. Adică noi avem nevoie de discernământ, a înțelege ce e binele și ce este rău. Unde este partea bună a tehnologiei și unde este partea mai puțin bună a tehnologiei. Vedeți, eu acum ce am făcut? Am fost deranjat, de fapt, de tehnologie. Sunteți de acord? Cum credeți? Se întorcea lumea dacă eu nu răspundeam la telefon. Dar nu am respectat o lege ce ține de securitate. Intenționat. Mă gândeam, dacă întâmplător mă sună, o să vedeți. Uitați că m-a sunat. De fapt, eu nu am respectat nici legi. Când intră profesorul în clasă, nici directorul n-are dreptul să deschidă ușa să-l deranjeze. Așa și noi. Când lucrăm în internet, noi nu suntem, nu ne place când ne vine o mesaj, fă click aici. Asta, de fapt, ne perturbează activitatea de zi cu zi. Există o diversitate de servicii care sunt acum în beneficiu cetățeanului. Ați făcut cumpărături cineva online dintre dumneavoastră? Da. Așa. Dar ați devenit cineva victimă a unor așa lucru mai puțin? Dacă noi nu. A. Da. Ne-am întors. A. Uitați-vă. Sper că ați înțeles că totul se dezvoltă. Noi acum suntem într-o bibliotecă. Închipuiți-vă, vă gândiți cum va arăta biblioteca peste 50 sau 20-30 de ani. Este greu de spus. Dar trebuie să știm că, de fapt, informația este, are diverse forme de păstrare. Cam vreo 500 plus minus de ani noi avem cărțile. Acum mai nou, odată cu apariția noilor tehnologii și a internetului, au apărut sistemele informaționale care, de fapt, devin cel mai tânăr suport al informației, dacă ne permite să accesăm foarte rapid. Dar nu mai rapid decât creierul uman. Dacă noi vorbim la dezvoltarea creierului uman, noi suntem la etapa ceva de genul creierului, chiar dacă am pune toate supercalculatoarele să funcționeze, la etapa dezvoltarea creierului unui șoricel.
cam să închipi, vă închipiți cât avem încă de lucru. Creierul uman consumă putere în jur de 12 W. Cam vă închipiți asta, cât un bec. Știți cât ce putere are o lumânare? Exact așa. Unde știau străbunii noștri că la moartea unui persoane se aprinde o lumânare? Hai, uitați-vă o legătură așa mai... Sunt lucruri care... mărunte, dar care dau de înțeles. Păi noi avem acum, sau informația în cărți, pe diferite sporturi, de exemplu, cine mai are acasă CD-uri? Sau cine a văzut vreodată discuri magnetice? Cine mai are acasă? Eu. Păi uitați, mai sunteți, adică asta e... Și... Da, deja... dispozitivele de păstare se dezvoltă foarte rapid. În fiecare jumătate de an apar noi și noi tehnologii care pot schimba lumea. Un lucru care nu s-a schimbat, indiferent de suportul de păstare informației, este cum asigurăm securitatea informației. Și sunt trei dimensiuni de bază. Aceasta este disponibilitatea, adică o informație trebuie să fie disponibilă. În cazul în care dumneavoastră vă spune că a ajuns o carte la bibliotecă, care gând vă vine primul? Să mă duc să o iau. Dar n-ați vrea să fie accesibil de la telefonul mobil? Da. Da. Să știți că, de fapt, cam asta tind oameni. Oamenii, când știu că există undeva ceva, vor să nu se miște prea mult, dar să aibă acces momentan. N-ați vrea ca repede să aveți, să fiți dumneavoastră primul? Cum dumneavoastră puteți rezerva primul carte? Nu ați vrea ca online să aveți acces la un registru al cărților în... Păi, aici ține de componentă de disponibilitatea informației. Dar de unde dumneavoastră știți că exact informația care este disponibilă în internet este coincidă, este veridică? Cum dumneavoastră vă asigurați? Cum dumneavoastră vă asigurați, navigând în internet, că exact site-ul ăsta unde vă arată că este un produs foarte ieftin care puteți să-l cumpărați la reduceri de 80%, acest cardul nu v-a scos toți banii din cont. Asta ține de confidențialitate și integritatea informației. Adică sunt trei dimensiuni de bază a asigurării securității informaționale, atât disponibilitatea, confidențialitatea, să vedem noi cum sunt păstrate datele noastre, care le avem date, multe date cu caracter personal. Sunt date bancare. Spuneți, vă rog, câți dintre noastre este disponibil să spună o coroniță pe cap și numele său, Igor Cojucaru, și să meargă prin oraș. Este cineva disponibil? Câți dintre dumneavoastră afișează numele, prenumele deschis prin rețele de socializare? Aveți vreo diferență? Câți dintre dumneavoastră să afișează fotografia pe rețele de socializare? Asta este exact fața dumneavoastră cu o curăniță. Există diverse cerințe legale. Să știți că internetul este o platformă care promovează libertatea, dar există niște reguli. Avem, în Republica Moldova, avem un program național de securitate cibernetică. Adică cum este asigurată această securitate în mediul online. Există legea privind semnătura electronică și documentul electronic. Adică noi deja avem documente electronice care sunt recunoscute în calitate de documente de bază. Noi avem semnătură electronică. Eu, de exemplu, din 2011 semnez online facturile. Peste 700 de facturi sunt semnate inclusiv cu semnătură mobilă. Eu nu mai alerg. Noi toate rapoartele, practic, în afară de statistică, le dăm online. Eu am economii foarte mari în organizație. Datorită că este impulsă în aplicare această lege. Există legea privind reutilizarea informațiilor. Ce ar înseamnă aceasta? Dacă există o informație publică, eu pot să o reutilizez fără a mai cere, a mai solicita cineva un ban, o plată suplimentară. Aveți cărți după care dumneavoastră învățați. Nu v-ați gândit vreodată, poate ar fi bine să fie mai ușor geanta. Eu sunt nevoit uneori să duc geanta fetiță deoarece este prea grea. Dacă ar exista cărți în format electronic, dumneavoastră le-ați reutiliza și atunci s-ar face un pic de economie. Există legea privind protecția datelor caracter personal. Cine dintre dumneavoastră știe care sunt acele date cu caracter personal?
Mai există și alte cerințe. Există și o lege privind prevenirea și combaterea criminalității. Adică cum să acționăm, să prevenim. Noi nu trebuie să cădem jos când astăzi vedeți că este ghețuș. Crezi că întâmplător? Nu. Este datorită securității zilei de astăzi, securității informaționale. De ce? Deoarece eu ieșind dimineața din casă, cum sunt? Mult mai atent decât alaltă, când nu era ghețuș. Adică eu deja m-am programat și merg mult mai atent. Exact și dumneavoastră, când intrați în internet, trebuie să fiți pregătiți cu haine de iarnă, cu încălțăminte care nu se lunică, deoarece poate cineva întâmplător să vă fure poșeta, portmoneul din buzunar. Știind că dumneavoastră sunteți atenți la picioare, dar uitați de buzunar. Există diferite cerințe tehnice când se elaborează orice sistem informatic, orice produs. Iar cea mai slabă veridică în tot acest lanț este, cine credeți? Omul. Om. Un sistem nu poate avea o performanță mai bună decât cea mai slabă verigă a sa. Să știți, dacă într-o familie copilul stă și se fotografiază în fiecare zi cum arată, să arate un, să facă un selfie, se poate trezi într-o zi cu casa furată. Chiar asta cu casa. Casa, vede lumea ce aveți în casă, exact. Și vă localizați. Și fotografiați. Noi vorbim despre casa când apare și apartament și anumite obiecte de preț care aveți în apartament. Exact. Dumneavoastră dați informații suplimentare hoților cum să vă găsați. Și încă mai scris că eu sunt localizat încă unde e adresă. Nu trebuie și mai mult nimic. Mai scris plecăm în vacanță. Da, și scris la toți vă lăudați, plecăm în vacanță. A. Asta, într-adevăr, este ziua siguranței prin internet. Nu o să mă opresc, a fost o introducere de către colegii noastre. De fapt, ce se întâmplă? Noi de multe ori considerăm că datele noastre cu caracter personal sunt protejate. Eu sper că această imagine spune foarte mult. Noi garantăm prin diverse documente, dar uitați-vă, vine deridicatoarea și uite lumea că el de fapt are acces, ia-i șef pe toată clădirea. Și altămător poate... Și totuși, care sunt acele date cu caracter personal? Puteți să-mi dați un exemplu de date cu caracter personal? Ziua de naștere. Ziua de naștere. Numele, prenumele. E-mailul. E-mailul. Adresa. Adresa. Oraș. Adresa. Păi uitați, dragii mei, în legea care am menționat cu privire la protecția datelor caracter personal, noi avem o listă foarte bine definită. Care date sunt cu caracter personal? Este o categorie obișnuită și o suntem și în cealaltă categorie. Numele, prenumele, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, IDNP-ul, este acel identificator unic care îl avem, imaginea, vocea, situația familiară, situația militară, datele de geolocalizare, care noi, le arătăm. Porecla, pseudonim. Date personale ale membrilor de familie. Informații din permis de conducere, din certificatul de matriculare a mașinii. Situația economică și financiară, privind bunurile deținute. Datele bancare, semnătura, datele din actele de stare civilă. Informații din dosarul de pensii. Codul personal de asigurare socială și medicală, cele foițe galbene și număr de telefon fax de mobil, care îl aveți practic, adresa de la domiciliu al reședinței, e-mail-ul, privind datele genetice, datele biometrice, ce sunt multe ori noi datele dactiloscopice, profesia și locul de muncă, formarea profesională, care noi afișăm în CV și afișăm CV-ul la toți în dreapta și în stânga. Obișnuiți, preferințe, comportament și diverse caracteristici fizice, înălțimea și... Astea sunt date cu caracter personal. Nimeni nu are dreptul să le utilizeze fără consimțământul dumneavoastră. Nici internet.
nici Google, nici orice alt motor de căutare sau program. De aceea, de multe ori când noi ne registrăm, ce vă întreabă? Acceptați sau nu acceptați? Este așa o... Așa, cam are o listă de nu știu câte pagini și ce faci dumneavoastră? Câți dintre dumneavoastră ați citit măcar vreodată un document? Ați găsit ceva care v-a oprit ca să nu mergi sub următorii pași sau nu? Da, acolo spune eu să instaleze autoproducere. Da, este. A. Sunt date și mai sensibile, care fac parte din categoria specială. Originea rasială și etnică, convingerile politice, religioase, privind starea de sănătate, viața intimă, condamnările penale a unei persoane fizice. Așa. Astea sunt în special trebuie să protejate. Nu cred că dumneavoastră vă veți simți bine într-o casă când ați cunoaște că de astăzi vecinul dumneavoastră a fost eliberat din pușcării. Pentru ce? Și încă să mai vedeți și pentru ce. Cum vă simți? De aceea așa că uneori nu trebuie să le cunoaștem pe toate. Să nu credem că nouă, mintea noastră este chiar ar încăpea tot. Adică ea lucrează și ea la un potențial. Eu sper că informația privind datele cu caracter personal va trezi cel puțin un semn, dacă nu, de întrebare, de exclamare, să vă gândiți dacă dumneavoastră acceptați sau nu ca informația care o divulgați să fie publică. Asta ar însemna, închipuiți-vă că ieșiți în fața casei, așa un panou mare și tot ceea ce arătați pe rețele socializare vede toată lumea. Asta este realitatea. Cum îmi spune, se întâlnesc cu un prieten de la țară și la oraș în Chișinău, nu s-au văzut 15 ani și zice, Ioane, s-au vorbit vreo două ori, n-au discutat toate. Și zice, uite, putem să ne întâlnim și mâine. Cel de la țară zice, da, putem, eu sunt în oraș. Zice, hai, unde ne întâlnim? Cel de la oraș zice, hai pe Adnaclasnici sau pe Facebook. Dar ăsta de la sat zice, hai mai bine la piața centrală. Adică, toți știți că apropierea față în față nu schimbă nici o tehnologie. Și aici apar celelalte componente. Cine ne apropie să discutăm? Foarte mult. Rețelele de socializare, care sunt un instrument al acestei societăți. Eu am adus o carte care încă n-am terminat-o, Connected. Puterea surprinzătoare a rețelelor sociale în felul în care se ne modelează viața. De fapt, tot ceea ce noi avem acum diverse rețele de socializare sunt bazate ca instrumentar pe niște reguli foarte clar bine definite care pot descoperi orice în lume. De exemplu, este demonstrat științific că oricine dintre dumneavoastră se cunoaște cu vecinul dumneavoastră și cu mine, maxim prin alți 5 intermediari. Adică noi avem, de fapt, influență asupra prietenilor noștri, prietenii prietenilor noștri și prietenii prietenii prietenilor noștri. În rest, mesajul se distorsionează, fie că nu ajunge, fie că nu a fost un astfel de precedent, iar rețelele de socializare, cine-i permit nou? În dreapta, sus, la Facebook, nu va veni încă un mesaj. Poate îl cunoașteți pe Vasile, știți, nici? A, da! Ok, accept. Și la un moment dat vă treziți cu câți 5-600 de prieteni. Câți prieteni dumneavoastră, într-adevăr, în realitate, în viață aveți? 10. Sunt mai mult ca sigur că nu este cifra nici împărțit la 10, nici la 100 uneori, din cât, nu cu uneori, dar precis. Cât mai mulți prieteni ai în mediul online, atât mai puțin prieteni ai în viața reală. Gândiți-vă, de fiecare dată, dacă acceptați, ce ar însemna? Spuneți-vă, rog, aveți telefoane. Când vă sună cineva, vă sună mai mult să vă dea sau să vă ia? Să ne ia. Așa. O altă regulă. Nimeni nu vine să-ți dea. Toți vin să vă ia. Eu nu sunt o excepție. Eu tot am venit să iau. Știu, dumneavoastră sunteți mulți tineri. Am auzit că o să fii specialiști și psihologi. Mie asta îmi trebuiește. Să văd cum și alți specialiști, experți în domeniu,
ce viziune au ei, nu doar din perspectiva inginerească. De aceea eu am venit să iau, să văd ce riscuri dumneavoastră se sesizat. Nu eu ca specialist, dar dumneavoastră care trăiți în acest mediu și care lucrați în fiecare zi cu aceste instrumente. Deoarece eu am conturi pe unde de rețele de socializare, dar sincer vă spun, le utilizez foarte și foarte moderat. Doar în scop de serviciu. Rețele de socializare fac legături între diverse persoane. Iar ele ajută foarte mult la colectarea, ascultați atent, colectarea și răspândirea informațiilor. Câte informații, cât de des citesc alte persoane despre dumneavoastră din ceea ce publicați pe rețele de socializare? Nu vă se întâmplă că deja, de fapt, veniți la lecții și profesorul vă spune, uite, tu sau știi că nu ești pregătit deoarece ieri ai fost pe rețele de socializare? Și nu. Eu o să știi, cred că o să discutăm și cu profesorii noastre. De fapt, din păcate, tinerii publică foarte multă informație publică, fără a conștientiza riscurile și prejudiciile care le pot aduce. De ce? Deoarece noi în mediul online suntem de multe ori cu total diferit decât ceea ce suntem în realitate. Un om mai timid, care nu-ți va vorbi odată nimic în viață, față în față, te poate face de nimic în mediul online și arătându-se. Așa este. De ce? Deoarece noi de multe ori păstrăm un anonimat. Unii dintre poate și dumneavoastră își creează un profil, are un profil real, dar și mai creează un profil fals care să înceapă să ispitea ceva. Avem riscuri foarte mari de a stabili contacte periculoase. Noi când eram mic spuneam elementul ăsta, bulă, măi, ia uitați, Iuliu, hărțuitori, uitați cum apare. Adică noi nu ne putem, nu conștiințăm că la un moment dat, alături de noi, să noi conversăm cu o persoană care mâine ne va fura apartamentul. Care mâine întâmplător va trece pe lângă noi și va accesa datele bancare ale fratelui dumneavoastră sau ale părinților. Un lucru care trebuie să-l cunoaștem, informațiile din internet nu dispar niciodată. Niciodată. Dacă dumneavoastră ați uitat ceva, să știți că este cineva sus, mai jos este un pic internet care le vede pe toate. Le vede și le controlează. Eu am demonstrat unor angajați la cursurile Academiei de Emisare Publică, oameni care erau la pensie, spuneau, eram profesor la... Și spuneau, domnul profesor, vă rog, eu am o lună până la pensie, dar lăsați-mă dumneavoastră. Și zic, uitați, cum crezi dumneavoastră? Și eu, acum, prima dată mă așez la calculator. Nu este în internet nimic, zic, este ceva despre nu este nimic. Haideți, cum vă numiți dumneavoastră? Numele, prenumele, unde lucrați? ANSA. Am scris trei cuvinte cheie. Zic, apăsați butonul ăsta magic, Enter. A apăsat. S-a uitat. Și informații, și salariul care este, și telefonul de acasă, și adresa la domiciliu, omul ce l-a rămas lipit de... De ce? Deoarece angajatorul i-a dat în cap și a publicat informația pe site-ul instituției. A apărut și după asta apare foarte multe informații disponibile. Chiar dacă dumneavoastră n-ați salvat o informație, știți că cineva are grijă din start când ați postat-o să o salveze. Există foarte multe mecanisme automatizate, roboți, care are grijă și la un moment dat poate să lucreze informația contra dumneavoastră. S-a menționat cum să ne protejăm totuși. Adică există riscul. Ce facem noi? Nu comunicăm deloc? Nu este o soluție. Adică nu utilizăm tehnologiile? Poate. Eu cunosc și eu persoane care nu au avut în viața lor telefon mobil și des bine mersis oameni educați, cărturari, galai pe un, de exemplu, ați văzut, probabil. Păi omul ăsta e jos pălăria. Păi și el nu,
Eu dacă n-aș avea telefon mobil, vă asigur că nu aș pierde nimic în viață. Vă asigur, eu personal, ca specialist în domeniu, nu aș pierde nimic. Eu am avut suficiente probleme în viață datorită că am telefon mobil. Sau familia mea a avut un telefon mobil. Dar, în unele cazuri, este beneficiu. Dar, noi trebuie să știm măsura. Totuși, cum ne protejăm? Cine dintre dumneavoastră are instalat un antivirus pe calculator? La câți dintre dumneavoastră este licențiat? La câți dintre dumneavoastră este actualizat permanent? Adică sunt, bravo, sunt niște componente care trebuie să luate în calcul. Practica demonstrează că investiția, adică banii care achităm noi pentru un antivirus, devine o investiție, nu o cheltuială. Adică nu sunt bani aruncați în vânt. Pierderile pot fi de zeci, de sute, de mii de ori mai mari. Iar un antivirus configurat corect, chiar vă poate lăsa în pace să lucrați liniștiți și să evitați niște riscuri de care dumneavoastră nici nu v-ați gândit că se pot întâmpla. Ar trebui să menținem un sistem de operare actualizat la zi. În primul rând, la noi este problema drepturilor de autor. Mulți dintre colegii noștri din țară nu au soft licențiate. Ei, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale are o siglă care este certificată în conformitate cu 4 standarde de management al calității la nivel internațional. Managementul calității, managementul mediului, managementul securității sănătății în muncă, protecției mediului și securității informaționale. ISO 27001. Ceea ce ne obligă ca la toate echipamentele, toate calculatoarele, serverele să fie soft open source care nu necesită licență, fie soft licențiat și actualizate în termen. Trebuie să avem o programă antivirus. S-a menționat de firewall. Asta de fapt e o protecție la nivelul organizației. Să asigurăm copii de siguranță. Câți dintre dumneavoastră fac o copie de rezervă a informației care are în calculator sau în telefonul mobil? Ați pierdut cineva? Cum o faceți dumneavoastră? Prin iCloud. Unde se află iCloud-ul ăsta? Așa. Dar dacă mâine cel care deține, plătiți pentru asta ceva? Da. Dacă mâine dispare? Dar dacă, de exemplu, pe hard disk. Eu am pățit de urât, că am și eu e-mail în ea. Știți ce mesaj mi-a venit vreo 2 luni? Din nefericire, nu știu câte sute de milioane de conturi au fost sparte și ne cerem scuze că informația dumneavoastră a plecat. Adică eu am e-mail de mult. Sau soția și-a uitat parola la un cont și a dat când se restabilească, a venit, nu 24 de ore, dar peste 3 zile, ne pare rău, noi nu vă schimbăm parola, deoarece dumneavoastră sunteți, contul dumneavoastră pare suspect. Este bine că îl păstrăm undeva, dar este și mai bine când știm unde îl păstrăm. Părinții noștri când aveau ceva, un obiect, de exemplu, sau niște bani, se construiau părinții și trăiau așa bunie într-o parte, ei dacă primeau salariu sau ceva, știți ce făceau? Îi duceau bani și lăsau la bunie. Nu lăsau la vecină sau să-i dea psihotare să folosească, dar lăsau la cineva de încredere. Copiile de siguranță trebuie să le faceți într-un mediu în care aveți încredere. De exemplu, mi-ați spus pe un hard disk suplimentar. Nu e nicio problemă, tot depinde ce informații dumneavoastră am plăsat în cloud, dar este mult mai ieftin, nu plătesc nimic, dar să știți că nu există nimic în viața asta fără plată. Totul ce vă oferă browserele noastre fără plată, de fapt, știți care este plata dumneavoastră? Iată. Ei nu cer, îi spun, nu trebuiește nimic, nu trebuie să plătești nimic. Tu, pur și simplu, trebuie să-mi spui când te-ai născut, care-i sexul, unde te afli, ce mănânci, tot, ce faci în fiecare zi. Că toate mișcările care noi le facem în internet, știți că se contorizează. Eu, într-o zi, m-am gândit la panouri fotovoltaice, știți, baterii solare. Și m-am gândit, nu am scris nicăieri. M-am suit la Rășcaun ca până la telecentru și pe drum mă gândeam, n-am spus la mine, eu eram în mintea mea. M-am așezat în calculator, am deschis e-mail-ul pe Yahoo, știți care era primul mesaj?
ofertă de panouri solare. De ce? Deoarece în elaborarea diverselor instrumente informatice, diverselor jocuri, știți care sunt primii specialiști care sunt antrenați? Psihologii, oameni buni. Analizează gândirea. Și apoi apar arhitecții de sistem, toți ăștia sunt. Să gândesc cum ar fi comportamentul unei persoane. Eu, deoarece anii anterior m-a interesat tematica dată, ei așa au văzut comportamentul meu și s-au gândit, uite, datorită asta, probabilitatea este foarte mare și hai să dăm o ofertă de panouri fotovoltaice. Evident că eu nu eram pregătit, și eu un pic mă gândesc mai mult decât, nu știu că eu n-am bani, eu vreau, dar... Cum avem noi grijă de ceea ce descărcăm? Câți dintre dumneavoastră sunt atenți și fac, se gândesc înainte de a face un click când să descărcăm ceva? Câți dintre dumneavoastră se gândesc sau deschid fișierele atașate la e-mail? De la care nu știu de la cine vine, da? Asta vă referiți. Înainte de a deschide orice mesaj, orice fișier, în primul rând, gândiți-vă cine vă l-a expediat. Dacă este o persoană necunoscută, recomandarea ar fi nici nu-l deschide. Deodată, ce faceți dumneavoastră când este un mesaj necunoscut? Un fișier necunoscut? Interesul. Așa. Unii îl șterg, alții ce fac? Cum îl ignorați? Așa. Alții îl ignoră. Alții îl blochează. Care din astea trei scenarii sunt mai recomandate? Ignorare. Dacă dumneavoastră îl ignorați, el rămâne acolo și stă, adună praf. Dacă dumneavoastră îl ștergeți, el nu adună praf, dar nu mai iese la dumneavoastră. Dar dacă dumneavoastră îl includeți într-o listă neagră, micșorați probabilitatea că el nu vă va mai veni data viitoare. Și deranjat și așa mai bine. Așa. De aceea cel mai bine, dacă vreau să sunteți siguri că nu aveți nevoie, îl blocați și introduceți într-o listă neagră. Asta ar fi un mesaj. Cu ce ar mai fi... Câți dintre părinții dumneavoastră, este vreun părinte aici? Eu îmi cer scuze, dar poți să ne explicați la toată lumea că vehiculează diferite teorii, informații despre faptul ce, care este pericol la mesajele care vin de pe adrese necunoscute. Fiindcă lumea zice că da, care e problema dacă îl deschid? Așa. Problema. Foarte simplu, poate fi un virus să vă formateze tot calculatorul. Altceva. Se poate instala o programă în calculator care să vă controleze și să vă fure alte informații, să vă urmărească din când în când când dumneavoastră veți face o tranzacție. Okay. Sunt mai multe pricine, există diverse programe sau cineva să urmărească pur și simplu cu ce vă ocupați. Să vă citească mesajele, inclusiv tot. Adică este de fapt același lucru dacă dumneavoastră îți permite unui străin să locuiască cu dumneavoastră în familie. Este ceva similar. Ce ar trebui să facem? Noi de fapt trebuie să respectăm legile. Noi trebuie să ținem minte să avem grijă de ceilalți și de noi când suntem online. Nu doar noi să fim online și să avem antivirus instalat, dar dacă stă alături copilașul micuț sau mama lucrează la calculator și cu copilul în brațe, nu o să-l poată dezvăța mâine să nu fie dependent de tehnologie. Eu mă uit cu un copilul de 2 ani și ori, mai puțin, cum dacă el vede telefonul, primul rând când vine acasă, el repede se arăt telefonul. Și eu ce fac? Îi dau cheițele și repede telefonul duc. El numai vede, aude un mesaj sau aude în casă, el repede, ta-ta-ta-ta. O întâmplare în mahala la mine. Ieșeam și eu copilul seara după serviciu și să-l plim. Și zic, mie zicea mama, la toți zicea mama, mama, mama. Și iese un vecin după ploaie, iese vecinul la etajul 4 și îl văd și cu copilul. Zic, o, Ioana, de mult te-am văzut, el la Moscova, la lucru, zic, de mult te-am văzut. Zic, hai să plimbăm împreună copiii.
Zic, eu vreau să-l plin, că mie îmi zice mama. Zic, băi, vreau și eu deja să-mi zic tata. Ci... El zice, dar la mine copilul primul cuvânt a spus tata. Știți ce mă gândeam? El care 9 luni pe an la Moscova și eu sunt primul luni tata. Eu care în fiecare să-i ies cu și zic, dar cum Ioane așa? Și eu sunam de la Moscova și el auzea telefonul sunând și mama îi spune tata, tata. Și el repede alergă la telefon că tata este. Și acum am venit acasă și am o problemă. Eu nu mai sun și el nu mai zice tata. Adică oamenii percep de fapt că cuvântul mama, tata este tehnologie. De ce? Totul trebuie să fie cu măsură. Ce aș vrea eu să învățat astăzi? Cuvântul măsura. Măsură în tot. Măsură în utilizare, măsură în informația care o facem publică, măsură în a discuta diverse elementul de geolocalizare. Câți dintre dumneavoastră îl utilizează când lucrează de obicei cu telefoanele mobile? Geolocalizare. Unde arătați, unde vă aflați? Microfonul. Câți dintre dumneavoastră lasă telefonul, microfonul conectat sau cameră video? Știți de ce cameră? Uitați, știți ce caracteristică are calculatorul ăsta foarte bună. Ia uitați la camera asta. Cum este camera? Câte camere video are telefonul noastră? Dumneavoastră, știți când vă dă o informație de acceptare a condițiilor, poate să fie prin condițiile care are dreptul să utilizeze microfonul, să utilizeze camera, tot. Gândiți-vă. Adică, să înțelegeți că toate tehnologii și companiile care lucrează nu vor încălca legislația fără acceptul dumneavoastră. Adică dumneavoastră prima o să faci doar click și o să dați un acord. Și după asta nici nu vă dați seama că, de fapt, ați permis. Nu ziceți pe internet ce n-ați scrie pe gal. Când postați informații sau comentarii pe internet, e ca și cum ai striga în gura mare în piață ca să audă toată lumea. Asta este realitatea. Internetul este un spațiu public cu oameni buni. Iar Facebook și alte clasice, tot sunt un spațiu public. Este o piață centrală. Cum vă puteți asigura că accesați un site securizat? Un lucru foarte simplu. Noi de obicei ați menționat de HTTP, să știți că atunci când este un site, un domen securizat, apare S-ul ăsta suplimentar. Asta înseamnă că există un certificat de securizare recunoscut la nivel internațional între diverse instituții care au încredere între ele. Iar în cazul în care el este roșu sau tăiat, înseamnă că cineva nu îl recunoaște până la urmă. Sau el nu este actualizat, adică există un certificat de securitate, dar sunt niște mici restanțe la el. Dar dacă lipsește, nici într-un caz nu introduceți niciun fel de date cu altcare personal. Nu faceți tranzacții, noi ne aflăm în bibliotecă, corect? Asta este un spațiu public. Vă recomand să utilizați calculatoarele, dar nici într-un caz să nu faceți tranzacții financiare. E la calculatoare publice. Nu aveți nicio garanție că nu este ceva. Iar parolele să fie minim de 8 caractere diverse spații. Nu utilizați aceeași parolă la toate calculatoarele, la toate sistemele. Gândiți-vă la un algoritm care să-l cunoașteți dumneavoastră și îl reutilizați și periodic să aveți o politică de securitate minimum o dată în 3 luni să fie modificate parolele. Trebuie să stabiliți niște reguli. Când, cum, cu cine și cât vorbiți. Exact ca și în mediul real. Numai că luați în considerație când vorbim în mediul real, se va răspândi mesajul mai încet, iar când în mediul virtual, poate momentan să afle toate... Dumneavoastră, vedeți că acum este o cameră video aici? Da. Cine dintre noi s-a pus întrebare, dar am eu dreptul să vă să filmez. Fără permisiunea noastră. Așa. Așa. În primul și în primul rând, ce ar fi trebuit noi să facem? Să vă cerem permisiunea fiecare dintre dumneavoastră. Partea bună este că mă filmează pe mine și eu am dat accept. Adică în cazul în care dumneavoastră
o să permiteți, noi o să putem amplasa că noi avem posibilitatea să transmitem și online. Dacă trebuie să te acorda unul. Hai, o să trebuia să-l retușăm pe celălalt care, care nu este de acord. Trebuie să fie filtrat accesul la internet. Inclusiv părinții, există diverse software care permit filtre. Antivirusul, de exemplu, are diverse instrumente care permit să protejăm. Cel puțin până la o anumită vârstă, noi trebuie să avem grijă de copii. Chiar dacă sub riscul copiii se mai supără, dar noi o facem din dragoste. Trebuie să explicăm cum să se protejeze. Niciodată să nu dăm unor persoane cunoscute numărul de telefon, parola, adresa, diverse poze. Înainte de a publica un mesaj, trebuie să vă gândiți de câteva ori. Gândiți-vă că peste câțiva ani deveniți o persoană publică. Iar când erați tânăr, arătați cât de frumos și nu știu ce faceați dumneavoastră când erați mai tânăr. Vă poate prejudicea. Aici este scopul, rolul părinților pentru a ne a ghida. Un filmuleț care o să vă rog să-l ascultați. Persoana care deja a învățat cum să se protejeze. Ele cați, este normal. Este foarte mult de vorbit, am încercat să nu mă limitez doar aici, am elaborat o listă de resurse utile care le puteți utiliza și dumneavoastră. Care le puteți utiliza, de exemplu, există o inițiativă a Web We Want, a tinerilor, adică o îndrumare tinerii pentru tineri. Cum să se ajute unii pe alții ca să se protejeze în mediul online. Există mai multe, inclusiv și acest filmuleț, o serie de filmulețe elaborate de colegii noștri din România, sunt resurse foarte utile, v-aș recomanda să le parcurgeți. Orice informații de aici vă poate aduce o valoare adăugată și utiliza inclusiv și diverse servicii de instruire. Cum să utilizăm internetul? Avem ghidurile drepturilor omului pentru utilizatori de internet. Deja devine un drept fundamental. Adică noi nu mai avem dreptul să interzicem accesul la internet cetățenilor. Exact ca și accesul la educație și nu numai. Eu vă mulțumesc mult,
vă sunt dispoziție, la dispoziție pentru întrebări. Sunt sigur că am vorbit prea mult. Vă mulțumesc! Informația, ca să completez, informația este, această prezentare este pe site-ul institutului idsi.md. Uitați-vă! Așa. Aveți aici. Înseamnă că de pe acesta, prima noutate este cu acest eveniment, am amplasat-o, inclusiv este accesibilă, puteți faceți click și mai departe să fie disponibilă, să fie distribuită și altor persoane. Dacă doriți să o distribuiți pe rețele de socializare, este binevenit. Noi suntem bucuroși pentru a împărtăși. Iar cadou care vă l-am dat este încă o acces la o bază de date cu peste 49.000 de publicații cu acces deschis. Sunt foarte utile pentru studenți, masteranți, doctoranți, chiar și pentru liceeni. Puteți să vedeți uneori ce publică profesorii dumneavoastră. Sunt din diverse domenii și le puteți descarca, distribui inclusiv pe rețele de socializare, adică este o plus valoare bibliotecii tradiționale, ceea ce a elaborat Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale. Așa, vreau dacă aveți întrebări, le puneți acum a domnului Igor Cojocaru sau celor prezenți. Eu vă mulțumesc foarte mult. O carte care aș putea să o recomand, Copiii în epoca dependenței de tehnologie. Ca să înțelegeți care sunt riscurile. Sunt riscuri foarte mari. Dacă noi nu luăm acțiuni, nu luăm atitudine, ne putem trezi la un moment dat cu probleme care vor fi foarte greu de confruntat. Acum aș ruga pe doamna Angela Cojocaru să ne spun ceva despre că e o temă foarte complicată, foarte actuală și complicată prin faptul că este o neînțelegere între generații cu referire la abordarea și la utilizarea tehnologiei informaționale. Și este o complexitate abordării, adică fiecare încearcă să vadă în ceea ce este tehnologie informaționale partea bună, dar și partea dură. Mă refer la persoanele care încearcă să abordeze constructiv viața, pentru că cum au spus și colegii mie acum, așa e făcută viața, așa e constituită viața, așa sunt legile vieții. Întotdeauna există partea opusă a lucrurilor. Asta își numește a plăti pentru tot. Nu există ceva care nu are partea versă a oricărui lucru. Adică este partea frumoasă a lucrurilor, nu este partea urâtă, dar partea dură, să zicem. Da? Viața nu e făcută doar din vise roz, din lucruri remarcabile și foarte frumoase. Ce înseamnă plăti pentru ceva? Sau depui un efort, sau dacă ceva ți s-a dat foarte ușor, fii gata că plata va fi necunoscută de noi. Fiindcă eu când depun un efort, eu știu ce plătesc anterior. Dar când mi se oferă ceva gratuit, eu nu știu ce mi se va cere mie în schimb. Asta este problema tehnologiilor informaționale. Generația noastră de bunei, că eu deja am și un nepoțică de 2 anișori și un nepoțel de 3 săptămâni, și părinții care au venit după noi sunt un pic nedumeriți, sunt șocați, dar mi-a plăcut foarte mult ce a spus un tânăr. Fiecare generație a avut problemele sale de dependență de ceva. Sunteți de acord? Timpurile noastre, noi n-am trecut niciodată personal prin asta, erau diferiți extrasienși care ne preziceau viitor și noi îmbla, luată, vă amintiți? Apa noastră ieșea, am uitat ciumac, îi spunea la familia, la televizor și el ne încărca apa cu energie, oameni buni și oameni, cu facultăți, oameni pregătiți, oameni cu copii crescuți, stăteau în fața televizorului cu vasele, și el încărca energetic apa cu care oamenii mai apoi stratau, după părerea lor. Adică noi tot am avut dependențe, oameni buni. Fiecare societate are dependențele sale, fiecare societate, fiecare generație a avut plusurile și minusurile sale, fiindcă așa e făcută viața. Viața nu e făcută din lucruri ideale. Viața e pământească și fiecare dintre noi are plusuri și minusuri. Contează ce prevalează și contează cum controlăm noi ceea ce este minus.
personalitatea noastră și modul nostru de a fi. Asta este un răspuns generației care condamnă tinerii că utilizează foarte frecvent tehnologiile informaționale. Un psihoneurolog din București, la 92 de ani, a spus clar la televiziune: eu nu accept doctoranzii mei de ce el bănuiește tot ce este tehnologie informațională, cum o face uneori un student de la facultatea respectivă. Deci eu nu accept să-mi vină cu talmudul ăsta de hârtie, să-mi transmită informația prin poștă electronică la 92 de ani. O persoană care a trecut și prin Ceaușescu și prin multe greutăți în viață. Și cunosc persoane care la 40 de ani au stagnat, au încremenit în poziția că el deja e în vârstă și el nu cunoaște altceva decât atmeclasnică. Pentru că eu cunosc foarte multe persoane mature și trecute de 40 și chiar de 50 care stau zile întregi pe rețele, care sunt dependente numai puțin decât tinerii noștri, care și-au transformat viața în altă realitate, într-o realitate virtuală. Deci asta vroiam să vă zic. Nu trebuie să vă simțiți complexați. Nu trebuie să vă simțiți persoane care face ceva negativ din momentul când apelați și aplicați tehnologiile informaționale. Asta este o viața noastră, de fapt. Eu chiar spuneam astăzi în mașină cu cineva, am zis, eu fără mașină de spălat automat, dacă mi-e strică, eu trăiesc. Fără calculator și internet, eu nu pot comunica în unii cazuri, serios vă zic. Dar contează foarte mult pentru ce folosim noi anumite lucruri. Și ce spunea domnul Cojoca? Măsura în toate. Ceea ce noi avem nevoie, de fapt, noi suntem popor latin. Noi suntem așa explozivi, emotivi, da? Noi de foarte mult ne domină emoțiile asupra rațiunii. Sunteți de acord? Dumneavoastră, la vârsta în care chiar emoțiile vă domină și chiar rațiunea stă acolo și se odihnește undeva, fiindcă așa este vârsta dumneavoastră, nu de asta că sunteți răi și noi deja care am trecut prin fierpințala asta, noi suntem tare buni. Da, la anumită vârstă devii foarte bun și foarte rațional și foarte conștient și foarte bine știe da sfaturi. Dar anumită vârstă are particularitățile ei. Este zbuciumul dumneavoastră de autoafirmare, de autorealizare și cea mai mare problemă dumneavoastră, de fi înțeleși și acceptați necondiționat. Asta este problema părinților care își scapă copiii din vizoar, cea de a nu-i iubi și accepta necondiționat. Fiindcă este copilul tău, este rodul educației tale. Așa cum o rânduirea noastră, așa cum dezastrul ăsta nostru care se produce acum în societatea noastră, el nu ne vine de pe planeta Marte, sunteți de acord? Și nu ne vine de pe altă planetă. Noi am contribuit la ceea ce avem noi. Așa și un părinte își formează personalitatea viitorului copil. Este foarte ușor să spui că copiii sunt copiii timpurilor, că așa sunt timpurile. Da, se întâmplă și la psihologi toți se întâmplă copiii să o iei rasa fără grijă. Și uneori mă dezic, le văd cei din jur. O ia razna, cum zice la mâni, nu mai vrea să comunici cu părintele, stă numai în calculator sau pe rețel. Deci el nu e acolo. Dar dacă părintele i-a oferit dragoste și atenție și înțelegere, el are unde să întoarce. Și el evadează un pic și pe urmă se întoarce acolo unde este iubit, înțeles și acceptat. Asta nu înseamnă că mergeți acasă și începeți să striga la părinții dumneavoastră și a spune: tu nu m-ai educat corect, tu mă nu mă iubești, tu ești rea sau ești rău? Și de asta eu stau pe calculator și așa mai departe, dorm cu telefonul. Eu tot am dormit cu telefonul în o perioadă când urma să nască nora mea. De frică când am să aud să mă cheme, dacă va trebui. Asta este altceva. Fiindcă sunt situații într-adevăr stresante, urgente, de alert în viață, când doar tehnologiile informaționale ne salvează. Sunteți de acord? Și vă imaginați ce ar fi fost dacă nu erau ele. Adică societatea a avansat și noi nu putem să coborâm înapoi la sapă. Și nu trebuie să coborâm, cum a zis psihoneurologul respectiv. Eu cunosc profesori care mie mi-e rușine că sunt colegii noștri, care îi cer de la studenți să-și prezinte teza de licență la început scrisă de mână și până să o dactilografieze la calculator și întreb pentru ce? Să văd că el a lucrat. El tot s-o copie din carte sau s-o copie, adică să văd că el a memorizat ceea ce a scris el. Nu se merită să stagnăm în dezvoltarea noastră. Adică nu este corect și nu este bine. Deci eu sper că după ce m-a spus pe prima parte, nu o să mergeți acasă, nu o să vă începeți să certa cu părinții. Fiindcă și problema părinților voștri, și a mea și a tuturor. Noi venim dintr-o societate în alta. Noi n-am fost crescuți și educați cum să ne iubim și să creștem copii. Serios vă zic. Noi am fost învățați să lucrăm pentru stat,
Noi am fost fi membri ai echipei și pentru un ideal măreț care era Uniunea Sovietică. Sau lupta comunismului, sau toată Revoluția Mondială, de exemplu. Sau pentru poporul frate, pentru Cuba, pentru Vietnam. Asta a fost. Deci eu sunt și eu de acolo. Și nu toți părinții au reușit să-și modifice mentalitatea și să întoarcă cu fața spre familie și spre copiii săi. Asta nu înseamnă că ei vă iubesc, nu vă iubesc suficient. Ei poate nu cunosc anumite lucruri și nu înțeleg până la capăt ce vă trebuie dumneavoastră. Și de asta dumneavoastră într-un moment vă simțiți foarte singuri, foarte neacceptați, foarte neînțeleși și abandonați psihologic și moral și a nimănui. Asta se întâmplă cu fiecare. Și părinții ideali nu există. Nu credeți pe nimeni. Și vă zic, inclusiv între psihologi. Aceștia fac și mai multe greșeli câteodată. Și pedagogic, fiindcă le pasă mai mult de copii altora decât de lor. Și nu mai iau timp și putere pentru copiii lor câteodată. Bine, că sunt cazuri extreme și eu aș introduce legislația europeană aici cu referire. Unii părinți ar trebui să fie obligați să aibă grijă de copii. Și din momentul când simțiți că nu sunteți înțeleși, că nu sunteți iubiți, bine, fiecare adolescent trece prin asta, cât de tare nu l-ar iubi părinți, așa e vârsta. Și nu schimbă nimeni. În anumită perioadă, ea trebuie pur și simplu trecută. Ne gândim la rece. Oare o persoană străină, absolut necunoscută, oare de unde ne vine nouă încrederea că ei pasă de mine și că ea poate să mă ajute și că poate să fac ceva pentru mine cei ce n-au făcut părinții. Realitatea care este demonstrată pe rețele sociale. Eu cunosc persoane, chiar și pe rudele mele, care își făceau poze pe fundul la mașini foarte performante de lux, care se îmbrăcau, în esență, viața lor era așa cum era, ca un cetățean a țării Moldovei care locuiește în condițiile în care locuiește. Adică prea multă demonstrativitate trebuie să vă pună în gardă. La fel ca prea multe cuvinte de laudă, prea multe oferte, fără să vă cunoască cineva. Cum încearcă să te cumpere? Așa sume, nu te cumpăr cu cuvintele. Și noi care nu prea auzim uneori la părinții noștri, mai ales fetele, au foarte mare nevoie să audă că ele sunt frumoase, la o anumită vârstă, pentru orice persoană, pentru orice adolescent, exteriorul lui contează cel mai mult, decât, și mai mult decât nivelul de inteligență și statutul social și material și orice. Așa e vârsta dumneavoastră. Nu că sunteți mai răi sau mai buni. Așa este specificul vârstei. Și când te începe a lăuda foarte tare, puneți-vă întrebările, dar unde duci calea asta mai departe? Mai departe. Este foarte greu când aveți cu cine vă sfătuie. Când a apărut o problemă de comunicare pe Facebook sau pe alte rețele și înțelegeți că e o problemă și nu aveți cu cine să vă sfătuieți. Când părinții o să vă certe, dar ce, sau vă blochează și alte chestii, ce faceți dumneavoastră atunci? Când simțiți, o primește. Iată, ce, cum ați procedat dumneavoastră? Sau n-ați simțit niciodată niciun mesaj, n-ați primit, ați fost din cei norocoși care n-ați fost afectați nici într-o fel pe rețele, nu cred. Măcar cineva vreodată a pățit ceva utilizatorul respectiv și nu mai comunicați cu el. Și vă rog foarte mult, în momentul când ați acceptat niște prieteni pe Facebook și când cineva vă cere foarte insistent prietenie, puneți-vă întrebarea pentru ce vă cere prietenie. Eu, dacă sunt persoană relativ public, parțial, pentru mine postările mele sunt doar pentru prieteni și nu pentru prieteni vrei și așa mai departe. Înțelegeți ce vreau să vă zic? Adică încercați să aveți o încercă dumneavoastră pentru o persoană care nu are ce ascunde, el este destul de transparent, da? Vorbește și la telefon, încercați să-i foarte atenți cu viața dumneavoastră și în cu regulă de aur a psihologiei. E de grave n-ar fi problemele dumneavoastră de relații cu prietenul dumneavoastră, cu prietena, cu mama, mai ales cu părinții. Niciodată nu postați și nu comunicați cu oamenii pe care nu-i cunoașteți. Fericirea nu vine niciodată fără efort. Categoric. Asta sumește plata, efortă. Fiindcă plata nu este banul neapărat cum credem noi. Asta este o muncă foarte minuțioasă până ajunge la o siguranță interioară și în exterior care este. Nu vorbiți pe nimeni de rău și nu bârfiți pe nimeni de rău și nu trimiteți pe mesaje informație care într-un moment ar putea să vă compromită. Mesajul poate fi copiat și transmite exact persoanei despre care dumneavoastră ați vorbit.
am descurcat eu așa niște conflicte într-un colectiv de adolescenți, s-au opcat fetele, s-au opcat de păr să băteau deja. Ei, parcă n-ați mai auzit așa situația. Fetele se bat mai crâncen câteodată decât băieți. La fel cum femeile beau mai crâncen când se apucă de băut și multe, multe alte chestii. Adică anumite lucruri la femei sunt mai bine pronunțate. Nu faceți lucrul ăsta. Psihologii spun așa, când ți-e foarte rău și greu, ia o foaie de hârtie și scrie tot. Dar absolut tot scrie. Și pe urmă îți trece. Japonezii știți cum fac când se ceat, când se furiați pe patronii lor? Scriu pe casetofon cum erau la ei atunci și îi transmit. Vorbesc tot ce vor despre patron, dar rămâne registrarea, nu e o comunicare, așa, da, până la urmă. Sau au niște manechene de gumă pe care îi bat pe patronii lor. Fiindcă patronii își dau seama că angajatorul lucrează pentru dânsul. Și își dau seama că angajatorii nu stau fericiți la faptul că lucrează pentru cineva. Japonezii sunt psihologi foarte performanți. Ei știu foarte bine psihicul uman. Așa și dumneavoastră. Știți cum spuneau românii cândva? Că n-ai o problemă, duci, vorbești cu un copac, dar uite dacă după copac nu-i securist, care te ascultă. E așa, e o frază foarte. Încercați să fiți foarte atentă sau atenți când vorbiți despre cineva. Și nu vă mirați dacă ați avut neatenția să fiți în companii. Unii v-ați pozat poate mai leger, mai degajat și pozele apar uneori pe rețele. Și asta, într-adevăr, vă strică toată viața. Soția actualului președinte a Statelor Unite, după câți ani s-au găsit pozele ei nud într-o revistă pentru bărbați. Dar după câți ani? Logic. De asta este foarte bine de la o anumită vârstă să știți ce vezi de la viață. Vreau să trăiesc, să fac bani, dar să nu fiu persoană publică. Sau vreau să fiu și meret să fiu persoană publică care voi fi mediatizată. Și când cineva are nevoie, găsește într-adevăr tot. Eu, băieții mie mi-au ratat cum în calculator, într-adevăr și în internet se păstrează absolut orice. Și informații care într-un moment chiar rămâi șocat. Eu lucram pentru o companie și eu postat copia buletinului meu pe rețele l-am găsit. Nu știu, poate am să dau un judecat, nu știu dacă îmi doresc să pierd timp cu așa ceva, dar s-ar merita să fii penalizat foarte serios. Sunteți de acord? Da. Pentru așa dat personal. Un moment foarte interesant. Eu lucram, făceam consultații cu fiica la niște milionari de Republica Moldova. Sunt și milionari foarte de treabă, fără greșe. Și mi-a plăcut fraza extraordinară lui maică-sa care a zis, o fată dragă, tu dacă stai la ora 12 de noapte pe Facebook, cine este ei pe tine în considerație ca o persoană serioasă și ca o persoană care îți respectă timpul tău și altor? Oamenii normali la ora asta dor. Înțelegeți ce vreau să vă zic? Adică dacă dumneavoastră stați permanent pe rețele, lumea se gândește, ea n-are cu ce se ocupa, ea are probleme. Fiindcă lumea acum citește foarte multe cărți de psihologie și marea majoritate citesc cărți de manipulare. Și dumneavoastră sunteți la vârsta când puteți cel mai ușor să fiți manipulați. Fiindcă vă zic, așa e constituit psihicul dumneavoastră la etapa dată de dezvoltare. Emoțiile prevalează asupra rațiunii. Dereglări hormonale, schimbări hormonale, vă maturizați, așa e vârsta voastră. De ce încercați când chiar v-ați îndrăgostit virtual foarte tare de cineva? Încercați să analizați la rece plusurile și minusurile. Și dacă nu aveți pe nimeni în preajma dumneavoastră, încercați să găsiți o persoană matură de încredere care puteți să vorbiți cu ea. Nu-i neapărat să fie un psiholog. Uneori poți fi un profesor, uneori poți fi o rudă foarte apropiată, uneori puteți nici la bibliotecă, adică să vorbiți cu persoane care simțiți că aveți foarte mare încredere. Dar legea de aur a existenței umane. 10% din viața dumneavoastră știi informația despre sine, nu trebuie să o cunoască nimeni absolut. Toate testele performante psihologice au scara falsificării. Și un semn foarte mare de exclamare este când o persoană n-a mințit niciodată într-un test și n-a ascuns nicio informație despre ea. El este, informația dată este mai problematică și de fapt identifică o problemă mai serioasă decât în momentul când o persoană a mințit toate 10 întrebări de control. Deci asta este caracteristic vârstei dumneavoastră, să mințiți la toate 10 întrebări. Dar când o persoană este prea deschisă, eu când vorbesc pe 10%, nu vorbesc despre mama și tata, să aveți ascunsă. Eu vorbesc despre informația care oferiți oamenilor care credeți prieteni. Lumea se schimbă, lumea este în dinamică.
nu în toate societățile și nu în toate cercurile există valoarea prieteniei ca și valoare. Sunteți de acord? Și prietenul poate să se schimbe, mai ales la vârsta dumneavoastră, că sunteți în permanentă schimbare. Voi vă dezvoltați ca personalități. Și eu nu mai vreau să vorbesc cu fata asta nici în rețea, nici în viața de toate zilele. Dar ea deține informații despre mine care pot să mă compromită. Și eu sunt nevoit să merg mai departe la compromis. Doar că, țineți minte, cel care v-a șantajat odată, indiferent de ce nu o să faceți dumneavoastră pentru el, el o să vă șantajeze și mai departe. Cât că ați privit suficient filme, da? Când omul îi se dă suma, care s-o citată și oricum el face ce e cu cel a speriat. De asta încercat să nu spuneți, să nu vă lăudați cu anumite realizări, că e așa și așa și așa mai departe. Și cu anumite experiențe din viață care ar putea să vă aibă un impact negativ asupra dumneavoastră. Deci, ca să generalizăm, încercați să vă descurcați singur cu voi, cu persoanele, adică când aveți o problemă. Dacă nu aveți la cine să vă adresați sau considerați că nu aveți la cine să vă adresați. Nu credeți promisiunilor, ofertelor și nu vă duceți la întruniri, la concerte, în locuri unde sunteți invitați, fără ca să știți la cine vă duceți. Unii sunteți invitați gratuit. Intrarea este liberă. Pentru, eu mă refer pentru tineri de vârsta dumneavoastră. Dumneavoastră nu știți la cine vă duceți, pentru ce vă duceți și așa mai departe. Înțelegeți ce vreau să vă zic. Încercați măcar cineva. Asta i-am învățat și pe copiii mei și am avut mare luptă cu ei. Eu știam toate numerele de telefon a prietenilor lor când ei se duceau undeva. Nu, asta e foarte bine. Știți de ce? Fiindcă nimeni din prietenii nu le venea prin cap că ar putea să se întâmple ceva urât. Asta este siguranța. Și de ce vă temeți? Și de ce prietenul steamă ca să cunoască numărul? Ce are el de ascuns? Dacă are ceva de ascuns, de ce mergeți încolo cu oameni care au ceva de ascuns? Pentru ce mergeți? Să demonstrați mamei și tati că eu sunt persoană independentă și eu mă autofirm ca personalitate? Bine, vă autofirmați, dar care este impactul? Dumneavoastră considerați, eu îmi să aduc un exemplu foarte dur. Fata care a murit la Strășeni, care a fost ucisă, adolescenta. Cum credeți, era normal și firesc că mai să nu știa unde să află ea? Și nu știa numerele de telefoane. Fiți sigur că dacă era o siguranță și o securitate a ei, nimeni din prietenii ei n-avea să-i dăi prin cap cu un deget să o atingă. Dacă știe că are o mamă sau un tată în spate care, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva cu copilul meu. Iată ce înseamnă lipsa de comunicare și de legătură în familie. De fapt, cauza asta este prima și apoi băieții care au ucis-o. Că ea n-a fost protejată. De asta încercați să vă împăcați cu, cu părinții dumneavoastră. Și dacă nu mergi relația așa cum trebuie, poate veniți voi primi și spuneți, mama, eu te iubesc și am nevoie de tine. Chiar dacă așa sunteți, că știu foarte bine că s-ar scânteie în comunicare acum, nu? În comunicare. Și mama și tata este om ca și dumneavoastră și are drept să greșească și ei. Sunteți de acord? Eu nu vorbesc de cazurile grave care noi putem să vorbim trei zile aici, de-a rândul uneori cum se comportă părinți cu copiii, până la urmă. Finalul ar fi că noi suntem fiecare responsabili pentru viața noastră. De la 14 ani deja, o persoană trebuie să încerce să devină foarte responsabilă pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare acțiune care o săvârșește. Este mai bine să mergeți pe cărarea îngustă, care este mai complicată, dar care duce acolo unde trebuie, decât pe cărarea foarte largă, unde puteți scădeți foarte des și nu știți cine vă înconjoară. Am să vă spun, nici nu știu dacă e o banc, cred că nu e un banc, ceva așa mai dur, dar sper să o înțelegeți corect. O persoană, hai să zic eu așa, o persoană performantă din China, luptele marțiale, avea 3 copii. Și băiatul mai mare spune, bine la tata, zic, știi, tată, eu sunt de o altă orientare, eu n-am să mă căsătoresc niciodată, nu mai miza că ai să ai nepoți de la mine, dar tata, zic, eu sunt tată contemporan, dragul tată, fă și vrei că e viața ta. Fica îi spune, știi, tată, nu eu urăsc copiii, eu nu sunt femeie ca toate femeile, eu am să-i fac avere, carieră, nu vreau eu familie și copii și în general, eu sunt tată, tata, zic, îi pare foarte rău că vreau și eu nepoți, e alegerea ta, n-am ce face. Te iubesc foarte mult, te respect foarte mult. Al treilea zice, cu eu mai bine îți cresc un purcel în casă decât oamenii ăștia murdari și care nu știu o fi curați și perfecți. Și am să fac filozofii. Tata zice, te iubesc foarte mult, e ca nici cu tine mă sunt gândit că nu i-o mers, dar asta-i. Peste 10 ani, băiatul mai mare moare de sida, fata
făcând o avere foarte mare și fiind foarte performantă în domeniu, în final se îndrăgostește, că fără de asta nu trece nimeni în viață, iubitul ei, ea nu avea experiență de comunicare cu bărbații, a falsificat semnătura, i-a furat toată averea și a plecat în America Latină, în care e, practic este imposibil să-l găsești pe cel care a făcut o infracțiune. Știți că ei nu extradează infractorii. Și băietul mai mic trăia cu doi porci în casă, a făcut casa coștereață. Și îmbla murdar și îmbla practic cu cerutul după bani. Se duce la vecinul lor care plecasă din localitate și nu văzuse vreo 20 de ani, să zicem. Se uită, fiica are 5 nepoți. Băietul mai mare căsătorit cu fiica Ministerului Justiției, cel mai mic e agricultor, adică copiii foarte aranjați. Și zice că parcă nu i-am educat în același fel. Parcă i-am iubit la fel. Ce s-a întâmplat? Ce tăi nu vrut să facă asta? Și că da, dar eu că eu le-am arătat lopata și de lemn de lungher. Și le-am spus că n-ai să faci cum îți spun. Iată ce te așteaptă. Vă pare dur ce am spus eu. Nu, ca să-i bată și să-i oprească din rău. Vă pare dur ce am spus eu acum, așa-i? Că trebuie să dai libertatea. Dar dacă părintele oprea la timp și când părinții dumneavoastră nu vă permit să stați noaptea pe rețele, în primul rând, oameni buni, hormonii creșterii, toate fetele vor să fie înalte, așa-i? Toate vor să fie înalte și frumoase. De 1,75 în sus, așa noi. Noaptea, hormonii creșterii sunt activați cel mai tare. De asta dumneavoastră noaptea trebuie să dormiți. De asta trebuie să mâncați la timp. Și de asta creierul dumneavoastră trebuie să fie ocupat și cu activități fizice, practice. Să faceți sport, să dansați și alte lucruri. Și al doilea moment. De momentul când stați doar pe rețele, plecați de la realitate și treceți în realitatea virtuală, care nu are de multe ori nimic comun cu viața. Și cu cât mai mult omul spune pe rețele că este fericit, cu atât mai nefericit este el. Fericirea nu are nevoie de publicitate. Sunteți de acord? Și dacă eu mi-am procurat o rochie, nu știu de unde, dacă nu e unica rochie a mea, eu n-am nevoie să o postez pe Facebook, cum mă vadă lumea, chiar că mi-am cumpărat iar o rochie foarte scump. Și nu e nevoie, toată lumea știe ce ați pregătit dimineața, fiindcă după postările pe rețele, poți să vezi gradul de inteligență a unei persoane foarte repede. Sunteți de acord? Cine și ce postează? Cine și ce comentarii face? Și vă rog frumos, evitați greșelile gramaticale. Vă rog tare mult. Că greșelile gramaticale vorbesc despre foarte multe lucruri, până la urmă. Asta este mesajul meu, cum ar fi pentru copiii mei. Eu tot am trecut prin tot ce trebuie. Dar știți ce mi-au spus copiii mei odată? Eu le-am cumpărat calculator foarte târziu. Eu aveam la serviciu și nu aveam nevoie. Zic, noi îți mulțumim foarte mult că ai făcut lucrul ăsta pentru noi. Dar eu mă motivam că nu sunt bani în casă. Nu sunt bani și veniți la mine la lucru pe oră, două și gata. Și eu crescut așa cum au crescut. Nu au crescut perfecți. Dar nu sunt dependenți de nimic în viața asta. Eu vă doresc puteri și viața să vă dea cât mai puține încercări. Dar încercările lumii virtuale sunt la fel de multe ca și încercările vieții reale, cu părere de rău. Doar acolo ele sunt acoperite, mascate, par nevinovate și foarte frumoase, foarte ambalate frumos. Da? Acolo sunt tot așa. Da, Faniela, cum sunteți? Da? Și așteptăm întrebările dumneavoastră. În cazul în care pe voastră, cu părinții, cu cei dragi, comunicați mai puțin timp decât petreceți dumneavoastră cu tehnologia, să știți că va prevala în viață riscurile tehnologiei. Adică dacă lucrați două ore la calculator, la telefon sau nu știu ce, și nu petreceți cu părintele alătura, să citiți o carte, să pregătiți la bucătărie ceva, să vă jucați împreună. Știți că este o problemă. O problemă foarte, foarte mare. Acum, dumneavoastră lucrați la telefon. Cu câte deci dumneavoastră lucrați? Și se întâmplă în cazul în care dumneavoastră, eu mi-am zis copilul, cum noi educam și creștem copilul, îi dădem diferite boboase pentru a face activa celulele. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că creierul nostru, oameni buni, degradează. Asta este. Adică în cazul în care noi nu antrenăm creierul nostru să citim o carte, nu de lungimea unui SMS, dar să începem cu 2 pagini, 10 pagini, fiecare mea are minim 30 de pagini pe zi să lectureze.
Ea singur m-a întrebat ce este registru. I-am spus, Ioana, uite, să este un fișier și introdus. A încercat ce este registrul inițial pe hârtie. Apoi a înțeles că, uite, există biblioteci și de copii și de asta. Să iau o carte de la o bibliotecară. Când am văzut bibliotecară, am spus, doamne, dar am fost la prima la bibliotecă, știți, cine e doamna respectivă? Doamna e bibliotecar, dar părintele care era lângă mine, Ioana, dar este o problemă cu bibliotecare. Care? Și la ei sunt salarii foarte mici. Atunci copilul meu a făcut așa niște ochi, ei și salariul au. Iar când știi că atâtea lucruri frumoase poți lua din cărți, de aceea toată închinăciunea bibliotecarilor, care de fapt sunt acea nișă în care să știți că vă puteți avea încredere că sunt oameni cu suflet mare și puteți comunica și acoperi uneori acel gol care din păcate este lips în multe și multe familii. Eu chiar îmi mulțumesc doamne Cojocaru că a abordat un subiect foarte frumos și sensibil. Vreau să aplaudăm. Să știți că noi avem cel mai important proiect în viața unui om. Știți care este? Cel mai important proiect în viața unui om. Familie, exact. Iar cei ce sunt câteva valori ale familiei. Atunci când în orice lucru noi l-am face, nu avem încredere, nu asigurăm o securitate. De fapt, elementul acesta de încredere este, ca spuneați, este element al corupției. De fapt, atunci când cineva îți face un compliment, cine dintre dumneavoastră se mândrește cu ceva? Vă mândriți cu ceva? Să știți că cel mai mare păcat de moarte în viața unui om este mândria. Mândria este coincide cu ceea ce numim noi anul ăsta acum corupții. Dumneavoastră, bucurați-vă. Încercați să schimbați simplu cuvântul mândria cu bucurie. Și să vedeți că când tu te bucuri, ești la același nivel. Când tu te mândriești, eu deja sunt mai sus ca dumneavoastră, vedeți? Eu mă mândriesc. Ne poziționăm un pic mai sus. Sunt diferite abordări acestui termen. Dar încercați să schimbați, știți că orice putere, orice cuvânt are o încărcătură. Orice literă, nu ne pare că o, că e, are o încărcătură. Schimbarea simplă a cuvintelor ne poate schimba viața. Eu simplu, luând de pe o carte motivațională, atitudinea este totul, mi-am schimbat mie viața și am schimbat la zeci de oameni, nu vreau să spun sute, care au citit mesajele mele de pe e-mail, că la o mine semnătura era scris, atitudinea este totul. Au venit oameni peste zeci de ani și au spus, uite, eu am ajuns doctor în Elveția, datorită, uite, când mi-a trimis scrisul mie mai, m-am auto-sesizat, mobilizat, și că am înțeles că, uite, treaba nu este pierdută. Adică, să știți, cuvintele schimbă foarte mult, iar oamenii în care avem și trebuie să avem încredere sunt cei, de fapt, care ne-au născut, sunt părinții, rudele, foarte și foarte apropiate. Iar această carte demonstrează că și fericirea se transferă tot prin aceste trei trepte de influență. Noi nu o să fim mai fericiți dacă două persoane de pedaclasnici vor fi mai fericite, ci vor deveni mai fericiți dacă fratele, sora, mama vor fi mai fericiți. Concret, două momente eu le-am omis. Când intrați pe site-le porno, ca să-i vârsta dumneavoastră, eu n-am spus cu rău, eu vă rog frumos. Vă maturizați sexual. Și înțeleg că în timpul nostru să ies cam să iuze sexă nebălă, cum o zis la un pod de legătură dintre America, Washington și Moscova. Când ei vorbeau despre asta și o doamnă s-a ridicat și că una să ies cam să iuze sexă netu. Nu, deci asta am văzut. Uitați-vă, acum sunt site-uri porno care dumneavoastră de momentul când le deschideți, toată informația personală stocată pe calculator despre dumneavoastră, trece deodată la ei. Asta am vrut să vă zic. Mai ales dacă ele sunt gratuite. Și al doilea moment, eu vă zic, deci, eu nu v-am zis oamenii buni, asta e viața. Asta tot este partea vieții. Asta nu e toată viața, dar e o parte a vieții. Al doilea moment, site-urile care promovează tendința către suicid ca ceva foarte nobil și deosebit. Oameni buni, faza este că intrând pe site-ul respectiv, citind diferite informații,
Sunt anumite elemente care se numesc programare neurolingvistică. Un fel de zombare, să zic așa, da? Care declanșează pe urmă în persoane dorința și tendința către suicid. Viața, într-adevăr, e frumoasă. Indiferent de câți bani avem, dacă avem mâini și picioare și avem cap pe umeri. Eu am un frate al lui taică-meu care s-a născut cu un handicap foarte grav și care până la 15 ani, care la 15 ani a mers prima dată la școală, care s-a învățat a merge la 15 ani. El atâta optimism și dragoste de viață are, eu mă simt foarte aiurea în comunicarea cu dâns când eu mă încep a jalui sau îmi pare că în viața mea ceva nu e regulă. Cu adevărat, dacă sunteți sănătoși, dacă aveți o familie sănătoasă, dacă nu trăiți sub pod și copiii care trăiesc sub pod să luptă pentru viață, sunteți de acord? Și nu îi credeți că o să fiți foarte deosebiți prin faptul că murim. După, da, părinții au să ne plângă, o să distrugeți viața la mai multă lume, dar lumea o să vă uite. Și atunci cu ce rămâneți? Că ați călcat în picioare, dar rudat de sus. Sunteți de acord? În orice situație este soluție. Chiar dacă, Doamne ferește, cineva devenit dependent de droguri. Dacă, Doamne ferește, o fetiță a rămas însărcinată. Noi nu trăim în evul mediu deja și n-ați ne dă foc în față, n-ați ne pui pe rug, nu? Noi trăim într-o societate civilizată unde, de fapt, la foarte puțină lume pasă de noi. Sunteți de acord? Da. Sunt clinici anonime, cresc fetele și copiii de la 14 ani și devin mame foarte buni, mai bine să ne protejăm, evident, dar vă zic încă o dată. Vă rog frumos, nu intrați pe site-urile respective. Eu am accesat câteva. Deci acolo este o programă foarte puternică care te face dependent. Și până la urmă tu crezi că asta e unica soluție a ta. Știți ce, cum promovează episatul ăsta? Că asta este ceva nobil și asta este ceva foarte deosebit. Ce faci tu? Ești foarte curajos dacă ai luat decizia asta. Nu, ești foarte fricos. Un psiholog spunea, a fi fericit e mult mai complicat decât a fi nefericit. Fiindcă ești nefericit, te mârâi, te jelui și nu faci niciun efort și toată lumea face ceva pentru tine. Iată, încearcă să fii fericit în condițiile astea care sunt destul de complicate. Eu nu cred că, fiind așa frumos, deștept și constructiv, se merită. V-am zis despre astea două lucruri, eu sper că le-am înțeles corect. Suntem oameni maturi. Deja sunteți oameni maturi. Și încă o dată eu vă doresc să aveți puteri să treceți toată perioada asta, a voastră foarte complicată, de trăiri interne și zbucium. Știți că eu cred că bibliotecarul să vă recomande cărți, dacă nu ați avut parte, să nu zic noroc, de părinți care să vă înțeleagă, viața e foarte diferită și noi nu știm de ce părinții sunt așa într-o fel sau alt. Poate au avut și eu copilării nefericită. Nu se știe. Sunt foarte multe cărți și foarte mulți autori care o să vă ajute să treceți peste perioada asta cu multă demnitate. Și o să zâmbiți cândva și o să vedeți cum e să fii părinte de adolescent, că nu o să aveți voi copii adolescenți. Și eu vă rog tare mult. Și ca și mamă și ca și psiholog, dacă ați luat telefonul mobil în mână și vă duceți undeva, nu închideți telefonul ca să nu știe voștri unde sunteți dumneavoastră. Eu vă rog tare mult. Nu-l închideți că să nu mă deranjeze mama, să nu mă deranjeze și să nu mă găsească. E un lucru grav care îl faceți și care poate avea consecințe foarte, foarte neplăcute pentru fiecare dintre noi. Tata, eu pot vorbesc, doamna Lia, încă 3 zile. De asta vă rog foarte mult să fiu oprită. Așa că asta este. Da, aceste teme sunt la nesfârșit de discutat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Sper din toată inima că informația pe care ați primit-o astăzi vă va fi de un folos imens. Și vă mulțumesc foarte mult că ați venit la bibliotecă. Și domnul Cojocaru spunea că, iată, cum vă închipuiți peste câteva sute de ani, cum va arăta o bibliotecă. Dar eu vă zic așa, că biblioteca va fi exact așa, dacă, datorită dumneavoastră, dacă voi o să vizitați și o să veniți și o să cereți cărți, care vă interesează, ea va fi exact așa. Vă mulțumesc încă o dată. Poate au ceva întrebări. Poate. Întrebări aveți? Nu. Sau asta va fi subiectul pentru următoare. Le găsiți în materialele care le-ați primit, intrați pe site-urile recomandate, respectați toate regulile care vi s-au spus, așa că...
dacă ceva nu vă e clar, vă apropiați și noi vedem. Noi vă recomandăm din când în când să mai vizitați site-ul Institutului de Dezvoltare a Societății Simprofesionale, inclusiv pagini de Facebook și LinkedIn, pentru a afla și alte lucruri frumoase. Noi transmitem online diverse evenimente științifice și educaționale, culturale. Noi, de fapt, vrem să acoperim acel gol, spațiu informațional public, conținut digital, format pentru cultură, științe, educație, pentru că, din păcate, în internet, majoritatea informației este distorsionată, iar lipsa de informații ne duce la degradare. În Republica Moldova au fost și sunt foarte mari, s-au născut personalități și fiecare dintre dumneavoastră poate deveni cineva în viață în cazul în care o informație este pus la dispoziție și o persoană care vă dă un sfat este alături. Noi lucrăm pentru societate, promovăm conceptul orice ban public trebuie să devină un bun public, așa cum este publică și biblioteca. Iar biblioteca, vă asigur eu, că va exista și pe sud de ani. Multe cărți din astea, eu de exemplu citesc cărți care au fie o vechime mai mare de una 200 de ani, fie cărți care au elementul fundamental, este, sunt acele trei valori, credința, nădejdea și dragostea. Credința și nădejdea mor odată cu trupul, iar tot ceea ce denuiește este dragostea. Ceea ce va denui chiar și la moartea, trupul la moartea cărților astea, va fi dragostea transmisă prin oameni. De aceea eu vă urez de fiecare dată când sunteți pe rețele socializare să transmiți acel element de sentiment de dragoste, să știți că veți atrage oamenii care sunt semni ca dumneavoastră. Nu cei care vă doresc rău. Nu există părinți răi. Există lipsă de comunicare. Iar dumneavoastră sunteți media la 5-7 persoane cu care comunicați cel mai des. Mulțumesc! Informația a fost primită. Foarte. Și pentru mine personal, like, like. Rușinea mea n-a știut foarte mult. Mulțumesc tare mult. Așa, de exemplu, am făcut o descoperire. Iată, cu altul unicat. Eu sincer vă spun. Așa, eu vă rog frumos, informația care ați primit-o, luați, puteți să luați și aceste care le puteți pe masă, să le afișați la voi în școală, să transmiteți informația și colegilor dumneavoastră din școală, că nu putem să-i adunăm pe toți. O să termin cu un banc, că ați spus ce să faci. Stau doi la o masă așa lungă, stau copiii și când algeri stau mierii mult timp și scris un bilețel, vin copiii și mergi. Scris un bilețel. Luați câte un măr, Dumnezeu vede, urmărește. Și copiii trec și iau un măr. La celălalt capăt stau un talger și mai mare cu dulciuri, cu ciocolată. Și cineva, un copil, a luat și a scris, puteți lua, servi câte copturi dorești, deoarece Dumnezeu vedează doar mere. Dacă să știți că Google, dacă nu credeți altceva, Google vede tot. De acord. Dar este cineva care vede și mai mult decât vede Google. Care stă deasupra lui. Exact. Astea sunt părinții care ne ghidează, care vor să ne ajute. Ei promovează dragostea. Să deosebire de un stat bazat pe drept, o familie este bazată pe iubire. De aceea încercați să promovați valorile familiei. Cred că v-ați simțit bine, cel puțin v-ați odihnit un pic sufletul și gândurile. Să v-ați mai detașat de pregătirea temelor, dar nu începe iar viața. Mulțumim profesorul de informatică care promovează tehnologia. Vă mulțumim, profesorul, mulțumim, doamna Cojocară, mulțumim, domnul Cojocară, la toți, la toți oaspeții. Și sper că vouă să vă fie de folos informația care vă oferim. Să fiți recepționiști la tot ce vă spune. Aș fi vrut mai multe întrebări de la voi, dar ați lăsat în monotonie. Să vă fie de folos și ne întâlnim cu alte ocazii. Vă mulțumim mult că vizitați biblioteca și să vedeți biblioteca. Știți că se sunt mare.